din ședința lunii anterioare, după care domnul președinte de ședință va prezenta ordinea de zi. Deci, punem acum procesul verbal al ședinței ordinare din luna noiembrie 2019. Dacă sunteți de acord cu acesta, dacă aveți... Mulțumesc frumos! La cuvântul domnului președinte să citească ordinea. Având în vedere proiect numărul 1. Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli la Comunei Pârgăriți pe anul 2019, inițiator primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre privind completarea planului de investiții pe anul 2019, inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuției în folosință gratuită a unui spațiu amplasat în clădirea Consiliului Local al Comunei Pârgăriți, în suprafață de 14 metri pătrați, amplasat în clădirea Consiliului Local, Centrul Diecezii Caritas Iași, în vederea desfășurării activității de îngrijire a bolnavilor. 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de furnizare de servicii sociale medicale numărul 42-41 din 28 iunie 2019, inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea act adițional al contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale situate în sediul Consiliului Local Pârgărești, inițiator primarul Comunei. 7. Proiect de hotărâre privind înființarea organizării și numărul de persoane. Organigrama numărul persoanei al Serviciului Voluntar pentru situații de urgență de tip 6. Prin reorganizarea serviciului de categoria 1 al Comunei Pârgărești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2020, aferența utilizatorului serviciilor de salubrizare, casnici și non-casnici, inițiator primarul Comunei. Divers. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, propusă de domnul Comunei. Mulțumesc frumos. Voi da citire proiectelor de hotărâre cu privire adoptării. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești pentru anul 2019. Se aprobă rectificarea în trimestrul 4 a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești, județul Bacău, pentru anul 2019, după cum urmează, se transferă de la capitolul 7002, articolul 20.030, la articolul 70.101, suma de 75.000 lei pentru realizarea obiectivului investițional, achiziție și montare, fosă septică pentru sediul primării de cel puțin 45 metri cu capacitate, din poliestere armați cu fibră de sticlă. 2. Se transferă la capitolul 510103, salarii autoritate publică, la articolul 10.0101, suma de 60.000 lei, după cum urmează. Din articolul 10.0112, 30.000 lei și din articolul 10.0117, 30.000 lei. 3. Se majorează veniturile bugetului local la secțiunea funcționare, capitolul 410204, sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 42.000 lei. 4. Se majorează veniturile bugetului local la secțiunea de funcționare, capitolul 400201, distribuție cote IBG cu suma de 14.000 lei. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre cu propus. Mulțumim! Mulțumim!
proiect de hotărâre privind completarea planului de investiții pentru anul 2019. Se aprobă completarea planului de investiții pentru anul 2019, după cum urmează. Se completează la anexa 1, punctul B, poziția 7, modernizare strada Viului, sat Pârgărești, comuna Pârgărești, județul Bacău, cu valoarea de 2.035.000 lei. B. Se completează la anexa 1, punctul C, cu pozițiile 28-34, respectiv. Poziția 28, studii, 4.300 lei. Poziția 29, documentație, suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, 1.300 lei. Poziția 30, exploatare tehnică, 1.800 lei. Poziția 31, proiectare, 43.000 lei. Poziția 32, organizarea procedurilor de achiziție, 6.000 lei. Poziția 33, consultanță, 10.000 lei. Poziția 34, asistență tehnică, 26.600.000 lei. Se completează la anexa 1A, punctul B, capitolul 84, drumuri și tipoduri, cu valoarea de 2.035.000 lei. Se completează la anexa 1A, la punctul C, capitolul 84, drumuri și poduri, cu următoarele poziții. Poziția 3, studii, 4.300 lei. Poziția 4, documentație, suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, 1.300 lei. Poziția 5, expertizare, tehnică, 1.800 lei. Poziția 6, proiectare, 43.000 lei. Poziția 7, organizarea procedurilor de achiziție, 6.000 lei. Poziția 8, consultanță, 10.000 lei. Poziția 9, asistență tehnică, 26.600 lei. Dacă sunteți de acord cu aceste completări. Mulțumim frumos! Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, după cum urmează. Capitolul 1 se completează cu următoarele puncte. 203. Aparat respirat cu aer comprimat pentru SVSU. Punctul 204. Butelie rezervă pentru aparat respirat pentru SVSU. Punctul 205. Cisme scurte din piele cu glanț metalic. 4 bucăți. Punctul 206. Proiector mobil cu triper pentru SVSU. Punctul 207. Lanternă raportare cu pune tip C pentru SVSU. Punctul 208. Raportul hidrant pentru SVSU. Punctul 209. Teste reflectorizante pentru SVSU. 5 bucăți. Punctul 210. Tursă sanitară omologată RAR pentru SVSU. Punctul 211, saj de rapie 50 de bucăți și punctul 212, piatră cu încasată spartă, 100 de tone. Dacă sunteți de acord cu aceste completări. Mulțumim! Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu amplasat în clădirea Consiliului Local al Comunei Pârgărești, în suprafață de 14 metri pătrați, Centrului Diocezan Caritas Iași, în vederea desfășurării activității de îngrijire la domiciliu. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2020, a bunului imobil, spațiu aparținând domeniului public al comunei, situat în clădirea Consiliului Local Pârgărești, din strada Mării numărul 50, la Pârgărești, comuna Pârgărești, județul Bacău, în suprafață de 14 metri pătrați, Centrului Diocezan Caritas Iași, în vederea desfășurării activității de îngrijire la domiciliu. Predarea, primirea efectivă a spațiului se va face la data de 31 decembrie 2019, pe bază de proces verbal încheiat între împuterniciții primarului Comunei Pârgărești și cei ai Centrului Diocezan Caritas Iași. Obligațiile Centrului Diocezan Caritas Iași sunt următoarele. Să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită, să prezinte anual Consiliului Local Pârgărești la poate privind activitatea de utilitate publică desfășurare, precum și gradul de implementare la nivelul colectivității. Ce? Să permită accesul autorității locale pentru efectuarea controlului asupra bunurilor. B. Să nu modifice bunul în parte ori în integralitatea lui. E. La încetarea folosinței gratuite să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară
de ceea ce a venit și s-a deteriorat din cauza vechimei și liber de orice sarcină. Să suporte cheltuielile de întreținere a bunului potrivit destinației sale. Folosința dobândită nu poate transmisă nici oneros și nici cu tipul gratuit unei alte persoane. Titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a informa autoritățile locale cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului. Nerespectarea acestor obligații duce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de articolul 352 din codul administrativ. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de furnizare de servicii social-medicale numărul 4241 din 28 iunie 2019. Se aprobă prelungirea prin act adițional a contractului numărul 4241 din 28 iunie 2019 de furnizare servicii social-medicale încheiate între Consiliul Local Cârgăreș și Centrul Diocezan Caritas Iași pentru o perioadă de 12 luni, respectiv de la data de 1 ianuarie 2020 la data de 31.12.2020. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020, iar primarul Comunii Cârgărești este împuternicit să semneze actul adițional cu Centrul Diocezan Caritas Iași. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Vă mulțumim! Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale și poate în sediul Consiliului Local Cârgărești. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 7 ani a contractelor de concesiune număr 342 din 26 ianuarie 2005, încheiat cu cabinet medical individual Dr. Țăndaru Danaiela și numărul 341 din 26 ianuarie 2005, încheiat cu cabinet medical individual Dr. Buclea Petrică. Prelungirea devine operantă începând cu data de 1 ianuarie 2020 și încetează la data de 30 iunie 2027. Celelalte clauze contractuale, precum și cele modificate sau completate prin acte adiționale anterioare, rămân schimbate. Se aprobă actul adițional cadru privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinete medicale individuale care funcționează în sediul Consiliului Local Cârgărești, din sat Cârgărești, strada Mărului, numărul 50, comuna Cârgărești, județul Bacău. Se împuternicește primarul Comunei, doamna Iunica Victoria, secretarul general al Comunei, Giurgiu Moldovan-Iana și consilier superior Bolean Iana, contabil, pentru semnarea actelor adiționale în cauză. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind înființarea, organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip B1, prin reorganizarea serviciului de categoria 1 al Comunei Cârgărești, județul Bacău. Se înființează serviciul voluntar pentru situații de urgență de tip B1 în subordinea Consiliului Local al Comunei Cârgărești. Articolul 2. Serviciul voluntar pentru situații de urgență se încadrează cu un număr de 12 persoane în care 2 angajați pe funcții specifice serviciului voluntar și 10 voluntari, după cum urmează, după următoarea structură organizatorică. La comandă, șef serviciu, compartiment pentru prevenire, un șef de compartiment pentru prevenire și 3 specialiști pentru prevenire. O formație de intervenție condusă de un șef formație de intervenție care are în compunere 2 echipe specializate încadrate astfel. O echipă specializată pentru stingerea incendiilor, respectiv un șef de echipă specializată și 2 servanți pompieri și o echipă specializată pentru avertizare, alarmare, căutare de locare, salvare, evacuare, care are un șef de echipă specializată și 2 servanți pompieri. Se aprobă organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență prevăzut în anexa 1, parte din prezenta hotărâre. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al serviciului voluntar pentru situații de urgență prevăzut
în anexa 2 la prezenta hotărâre. Încadrarea nominală pe funcția serviciului voluntar pentru situații de urgență acum ne pregătește județul Bacău și norma proprie de dotare a serviciului voluntar se vor stabili prin dispoziția primarului comunei Bătărești. Dacă sunteți de acord, pentru de hotărâre. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea cu anului taxei de stabilizare pentru anul 2020 aferentă utilizatorilor serviciilor de sanitizare, casnici și non-casnici. Se stabilește taxa de sanitizare în Comuna Pădărești pentru anul 2020 după cum urmează. 1. Utilizatori casnici, 7,54 de lei de persoană pe lună. 2. Utilizatori non-casnici. Iar aici avem 5 situații. Pentru agenții economici cu sediul social pe raza Comunei Pârgărești, dar care nu au punct de lucru pe raza Comunei, 16 lei pe lună. A doua situație. Agenții economici care au punct de lucru pe raza Comunei, 60 de lei pe lună pentru fiecare punct de lucru. Pentru instituțiile publice respectiv primărie și post de poliție, 80 de lei pe lună. Pentru instituțiile de cult, 60 de lei pe lună. Și pentru instituțiile de învățământ avem următoarele situații. Pentru instituțiile care au între 1 și 50 de elevi, 60 de lei pe lună. Pentru cele cu 50-100 de elevi, 70 de lei pe lună. Și pentru cele care au peste 100 de elevi, 80 de lei pe lună. Dacă sunteți de acord cu aceste propuneri. Da? Toată lumea? Vă mulțumesc mult de tot! Pentru că am ajuns la diverse, vă rog frumos să vă înscrieți. Da, puteți să spuneți. Să ridicați probleme. Să vă dau răspunsul de la ședința lunii trecute. Domnul Bodea parcă a ridicat problema drumului Coșeri, acolo cu lucrările făcute. Ați văzut că au venit până la urmă, s-a remediat, au întârziat puțin și am mai completat noi ca să nu avem probleme la ieșirea de pe Coșeri în drumul județean. Dar pot să vă anunț că deja a venit constructorul care a câștigat licitația privind schimbarea conductei saliduct pe raza comunei noastre și a orașului Târgovna, cei 3800 de metri liniari, din care 1100 sunt la noi. Mi s-a solicitat să vedem dacă găsim un loc undeva, un teren pentru organizare de șantier și sigur că noi nu avem pe raza comunei și m-a sătuit să se ducă la domnul primar la Târgovna și poate găsesc acolo un teren, o suprafață. Însu a zis că ar dori chiar să-și închirieze pe perioada cât lucrează. Dacă știți pe cineva în satul Prăuvoii, el plătește pentru a închiria o suprafață de teren unde să gareze utilajele și unde să depoziteze materialele cu care vor lucra. Ne-am sfătuit, nu vor începe lucrarea înainte de sărbători, dar dacă timpul permite, având în vedere că sunt lucrări de prima urgență, o să trebuiască să înceapă. Dar dacă vreme așa, o să înceapă după 1 ianuarie. Dacă geruri mari, nu pot nici ei, pentru că nu au cum să lipească acele conducte dacă e vremea rece și răcoroasă. Sigur că categoric că noi i-am spus, e lucrare de primă urgență, adică lucrare urgentă, nu e, și atunci categoric că trebuie să schimbe urgent conducta, că altfel trebuie să închidă timp complexul. Toată vara ce au făcut domnul Unguru, sunt avarii care au fost în toamnă acum. Și de asta au și solicitat. Au depus documentații, dacă înțelegeți, au depus documentații acum și așa că nu e... Da, dar totuși ar trebui să aibă un fel. Nu dă nimic. Așa se întâmplă.
de acum și lucrează o săptămână, două luni și... Să sperăm că... Și știm sigur că nu mai e acest constructor care a fost și până acum. Să vă spun la constructorul și scopul lui este să termine repede lucrarea ca să poată să remedieze. Cine n-am înțeles? A, tirurile. Din drum județean, au avizul drumului județean, sigur că și noi trebuia să dăm avizul, având în vedere că e pe teritoriul nostru, dar au avize de la ISU, de la toate instituțiile care, ce să facem, asta e. Din ce am înțeles, vor pune conducta ultimul tip, care va avea 80 de ani, ziceam acolo, și nu o să mai fie probleme de schimbare. Deci termenul de durata de viață acelei conducte este de 80 de ani. Da. Deci aici cu tip complexul. Acolo... Care are conductă? 80 de ani. Asta nouă când spuneau ei... Nu, domnul, dumneavoastră, nu știu, nu știu, conducta care va fi schimbată. Ați ridicat-o, domnul Bodea, cu facturile la gaze. Eu m-am interesat și dumneavoastră ca beneficiar al acestui trebuie să vă interesați pentru facturile dumneavoastră. Din ce știu, unii consumatori, alte persoane, au făcut cu altă firmă. Depinde și cu firma. Am înțeles că pentru acele persoane le-au venit facturile. Păi din cazul că au dat acestor firmei întârzii facturarea. Aici nu mai depinde de noi, de autoritate. Desigur că m-am interesat și la Delgaz și la Bacău. Ce pot să vă spun? Este în intenția noastră ca la anul, deja am vorbit cu consultant, cu proiectant, să facem și vom prinde în planul de achiziții 2020 și în planul de investiții 2020 un proiect, studiu de fezabilitate, proiect pe gaze naturale și pentru Comuna Părgărești, pe lângă apă și canal și pe lângă alte investiții pe care le continuăm, drumurile la fel, pentru că din ianuarie vom începe pentru cei 10 km de drum. Ce documente am avut, le-am transmis către Compania Națională de Investiții, dar trebuie să facem dosarul, să depunem la Compania Națională privind studii geo, expertiză tehnică, studiu de fezabilitate și avize, acorduri de la toate instituțiile publice. V-am zis data trecută, azi n-am mai adus încoace lista, intră foarte multe drumuri. V-am citit în ședința lunii trecute, da. Și rămân foarte puține drumuri. Categoric, noi depunem documentație, Compania Națională de Investiții analizează problema, după care dăm și vor face proiectul tehnic și execuția lucrărilor. Să dea Dumnezeu să ne reușească, pentru că sunt niște valori destul de mari. Bine, care nu vor fi. Vom suporta din bugetul local numai prima parte a documentației. Avize, studii topo, studii geo și studiu de fezabilitate. Da. Deja am semnat contractul pentru, și dumneavoastră ați aprobat hotărârea, prin hotărârea Consiliului Local pentru terenul de sport multifuncțional. Se lucrează la proiect și sperăm că, dacă timpul ne permite, o să începem lucrările mai repede. Proiectul va fi gata în ianuarie și sigur că vom trece la execuție. Ia, depindem de vreme. Ce mai avem? Mai spuneți dumneavoastră? Nu, dar am aprobat aici. Ați aprobat proiectul de privind taxa de salubrizare. Este în funcție de taxa, acel grafic de creșterea evoluției prețurilor, în funcție de inflație. E posibil ca după 1 ianuarie să mai venim cu un proiect de hotărâre, pentru că deja avem o adresă de la Ecosus, firma care depozitează și care e nemulțumită pentru plata pe care o are pentru depozitare și tot ce e posibil să mai fie o creștere de prețuri. Dar sigur că asta se analizează la nivel de ADIS
și sigur cu membrii ADIS-ului. Membrii ADIS-ului fiind noi toate UAT-urile și municipiile, orașele și toți. Dar vă mai pot spune că în 2018, dar v-am mai spus, la nivelul UAT-ului Părgărești au fost 646 de tone. În 2019, deci fără luna decembrie, avem deja 665 de tone. Sumele sunt destul de mari. Deja noi am plătit ADIS-ului 354.152 de lei. Plus de ce vom ajunge la 400.000 de lei. Iar noi colectăm foarte greu taxa de salubritate. Sunt familii care n-au plătit de ani de zile. Ca se dă banii de lemn, atunci trebuie scos. Sigur că... Da, cât sunt de sigur da, că vom face, dar... Am văzut că nu mai dă bani. Dar... Da. Am văzut că nu mai dă ca să... Ca să acoperim. Dar ajunge pentru acoperință, pentru că trebuie să plătească. Da. Colectăm foarte greu, foarte greu. Și societățile... Greu vin să plătească, bine, bine. Ar fi bine și societățile să pună coș de butere la voare. Când omul merge, copiii merg să pune ceva, aruncă hârtia jos. Dar dacă ar fi un coș de butere, m-am gândit la o variantă, o vom vedea noi, cum putea să distribuim la fiecare societate câte o cubelă subsemnată. Da, era băgat acolo, așa că l-am mutat. Vom vedea. Am primit 1000 de saci de la ADIS Bacău, le-am ridicat la ieri. Iar în luna decembrie vom împărți acei saci ca să ne obișnuim să selectăm, să colectăm selectiv. Și aici voi, vă voi ruga și pe dumneavoastră, pe domnul director de la școală, ca să implicăm și copiii, vom distribui acei saci, dar acei saci noi trebuie să-i justificăm. Adică trebuie să facem poze, să se vadă că în acei saci s-a pus selectiv, gunoiul selectiv. Adică va fi peturi, plastic, hârtie și dozele alea de bere, cumva. Da, vor veni. Ei vin, Romprestul vine și colectează gunoiul selectiv o dată pe lună. Prima miercure din lună. Noi deja am început, am făcut niște pași, pentru că cu ajutorul celor de la 416, să știți că noi îi implicăm destul de bine și adunăm și ce găsim prin șanțuri și ce găsim în acele țarcuri. Este bine să sfătuiți și dumneavoastră, nu-i bai, dacă ei depun cetățenii în acele țarcuri peturile, pentru că noi colectăm de acolo, adunăm și punem în saci și le, pentru că vom fi sigur sancționați și pentru asta. Depinde cât colectăm selectiv. Vor fi niște sancțiuni din 2020 și pe seama asta. Noi trebuie să încurajăm colectarea selectivă. Și asta trebuie să înceapă de la noi. De la mine ca primar, viceprimar, dumneavoastră consilier, să ne sfătuim vecinii, rudele și să încercăm. Deocamdată avem 1000 de saci, plus pliante, vreo 2400 de pliante, pe care după sărbători le vom împărți, pentru că acum nu avem când și cu cine. Mai avem niște acele... Pubele, nu pot să zic pubele, care pot cetățenii compost, da, pentru compostare. Gunoi și o parte din dumneavoastră au primit și din cetățeni, tot după, din ianuarie, cu tractorul și cu o persoană și cu cei de la 416, vom distribui la fiecare gospodărie să aibă și acele pubele, ca acele frunze și ce se poate să le pună acolo, să topească, să facă gunoi pentru grădină, să le folosească și să nu le mai pune în pubele, pentru că aici se ridică cantitatea de gunoi. Pentru că ei pun și balastru, pun și rumepuș acolo și astea sunt produse grele și cresc și de cantitatea. Foarte mult gunoi. 665 de tone în 11 luni, pentru noi, Comuna Părgărești, este foarte, foarte mult. Și nu avem acasă toți, că dacă ar fi toți acasă, toți 4800 de locuitori, vă închipuiți că din evidențele pe care le avem noi, 2815 persoane care au achitat taxa de salubritate, am avea, nu, care au achitat, care sunt în evidență, 2815, dintre care nici aici nu au achitat. Deci din 4880. Iar noi suntem calculați la 4880. Și să plătești, nu? Păi da, asta se și, asta se și dorește. Cât arunci, atât plătești.
Dar încă noi nu avem posibilitatea să mergem, să vă cântărim tomberonul și să vă impunem acolo... Dacă pune bunul, trebuie să plătească. Asta e. Dacă nu plătești unul la domnul, nu ți-ar tăia. Sau unul la alte lucruri. Cred că se va ajunge acolo. Trebuie ceva. Se va ajunge. Dar sunt sigură că se mai aruncă și știți dumneavoastră că gunoaiele se mai aruncă și în alte locuri. Noi încercăm să întreținem comuna. Pentru categorii, când ne vin și controle și nu numai pentru asta. Întreținem comuna să fie curată, îngrijită și să știți că lumea care trece prin comună spune că avem o comună curată. Ei, că mai sunt prin dos undeva unde duc unii cetățeni răi care depozitează fel și fel de gunoaie, materiale de construcții și alea se pot ridica, dar trebuie să anunțe, sigur, contra cost. Da. Vă mulțumesc. Dacă mai aveți dumneavoastră întrebări, dacă mai cine, domnul Alexe? Paul. Paul. De unde să-și ia utilajul? Combina din fața școlii, vine microbuzul, nu poate să întoarcă la. Vine microbuzul școlii și nu poate să întoarcă microbuzul. Și ia trage atenția și domnului Șevrucos. Vine, mai tot are să ia copil poate să ascunde, să ia să facă. Dar l-am văzut eu, l-am văzut eu că de tine să l-am. Poarta era deschisă ca să toacă curul. Nu plătesc cu poți cu trei ani. Și combina în poarta aia, în partea aia. Da. Și el nu are cum să facă. 300 de lei, nu? Nu numai. Nu de aia. Păi și ea cu ăla. Pentru că are unde să facă în mașină. Da. Și are plată tot aici, pentru baloți, tot acolo. Nesemnalizat, nu-i nimic aruncat acolo. Aici și poliție, dar o să discut cu domnul șef de post și vă promit că eu acușa ies și mă duc direct la poartă și îi atrag atenția. Deci nu-mi este... Îi atrag atenția și categoric să-și facă un garaj, să-și facă, eu știu, un spațiu unde să-și gareze utilajele, nu pe domeniul public. Da, mulțumesc, mulțumesc. Imediat mă voi duce, că suntem aici aproape. Am să vă rog să faceți propuneri pentru președinte de ședință pentru următoarele trei luni. Eu propun pe Lenie, de mine. Are ce are. Bine, băie, două turi am să fiu. Ți-arăt că am să fiu. Nu, pentru că nu ai fost până acum. Și? Dacă n-a fost. Dar mai fost că n-a fost iar deloc. Te înțeam pe undeva că n-a fost. A mai fost. Lasă-mă să te bată în față. Așa e lege, uite că am citit legile. Tu ești următor. Sunteți de acord? Sunteți de acord? Sunteți de acord? Dacă când am obiectat cu noi cu tine, dar mai alte probleme mai aveți să ridicați sau închidem lucrările ședinței grăzii? Da? Era vorba de balanța. Și la mine, la poartă, am încercat că nu ATP. N-au fost ieri? Păi unde am dat felul la mine? Da, ieri au fost băieții. Da? Până ieri, noapte n-am observat. Ieri au fost. Deci ieri au fost sigur? Ieri au fost, da. A rămas fără uboi. N-au terminat aseară pentru că s-a întunecat și a rămas fără Bunii, chiar acum am dat un mesaj să văd dacă au venit. Dar ieri au venit. Ieri au fost. Au fost ieri. Da, da, da. Da, chiar îți spun eu, asta uitați-vă. Dar n-am tabelul la mine, tabelul pe care le-am dat băieților. Sper să fi fost, dacă ați fost trecut acolo, înseamnă că... Dar cui i-ar zis? La ședință. A zis atunci la ședință? Numărul 59. Da, Ștefan cel Mare, e sigur trecut pe tata. Da. Ați fost trecut, da, da. Da, am notat pe un trec, dar am notat eu aici, da. Mă, n-am mai vine, vă rog, nu s-a schimbat. Bine, și măcar acum, dacă nu am să vă rog, o să mai așteptăm. Știți că azi vrem să sărbătorim și familiile care fac 50 de ani de căsătorie. Au fost programați pentru ora 10:30. O să mai stăm, o să-i așteptăm și să-i și sărbătorim. Dar prima dată închidem lucrările și după aia vom mai filma încă o parte din... O să vină un grup de copii care o să ne colinde și sigur că o să ciocnim un pahar de șampanie cu familiile care vor veni cât de curând. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră pe întreg anul 2019. Mulțumesc pentru că ne-ați aprobat hotărârile Consiliului Local, ne-ați susținut
Aș dori ca și 2020 să fie un an și cred eu că va fi un an mai intens, pentru că, nu, așa este, în 2020 avem și alegerile locale, dar noi vom continua cu lucrările, nu vom intra în campanie și nu ne oprim, ne oprim din munca aceasta. Vom continua, sigur, sunt alegeri, cineva și va continua, așa zicem noi, că așa e bine, este în folosul comunității tot ceea ce facem, tot ceea ce au făcut alții, ce am făcut noi și ce vor face alții după noi. Vă mulțumesc, deocamdată. Bine v-am găsit, bună ziua, la mulțumesc și o să vă colindăm, o să citesc grupul vocal Moștenitorii, care acum a devenit mai numeros. La filmările de la televiziunea favorită am fost doar 6, pentru că poate unii părinți n-au știut sau... În sfârșit, pe 31 iunie a fost, 2019. Suntem pe data de 27 iunie, dacă nu mă înșel, la emisiunea Distrează-te române. Dacă vreți, ne găsiți pe internet, înregistrați. Eleni sunt Lăcătuș Antonia, Moș Crăciunița. Andrioi Gabriela n-a venit, Alexa Ioana Delia n-a venit, Rotaru Maria, Palău Laura, Pârgarul Erica, Popa Mario, Feru Adrian, Galu Carla, Mungul Delia, Lăcătuș Denis, Andăr Paula, Dobos Francisca, Lenghe Iulia Denisa, Dorboș Miruna, Poșta Alis, Ciocan Carina, Sima Roberta, Ioance Alesia, Iancica Alexandra, Bucioacă Delia Francisca, Alexe Erica, David Andreea, Ioance Lavinia. Și subsemnata, care mă cunoașteți, Ana Tudor, mai am un an până la pensie. Și acum o să vă colindăm trei colinde. Iată vin colindători în ajun de Crăciun și din Troiene. Iată vin colindători, florile dar pe noaptea pe la cântători, florile dalbe, florile dalbe, și e vin mereu, mereu, florile dalbe și l-aduc pe Dumnezeu, florile dalbe, florile dalbe, Dumnezeu adevărat.
Dintr-o ele, din colindule ruile, prin zăpadă și prin gen, te va umple iarăși din dar de flori și leruile, ne va umple iarăși din de la geamul ce toată iarna noastră.
Dragi copii, vă mulțumim pentru că ați venit să ne colindați. Doamna profesoară, vă mulțumim pentru că i-ați format și v-ați pregătit pentru azi. Pentru că azi avem o zi festivă. O zi în care sărbătorim acele familii care au făcut în acest an 50 de ani de căsătorie. 50 de ani! Este o sumă frumoasă. Sunt niște ani frumoși. Sunt sigură că în familiile dumneavoastră au fost zile foarte frumoase, dar și zile cu probleme, pentru că așa este viața. E o viață de om 50 de ani. Noi ne mândrim și ne bucurăm că ați ajuns acești ani să fiți împreună. Tocmai de asta am ținut foarte mult ca să vă sărbătorim. De aceea, având în vedere că am avut și ședința Consiliului Local, mulțumim consilierilor locali pentru că au aprobat să vă bucurați de un ajutor financiar. Le mulțumim că au și rămas la această activitate a noastră și să vă cântăm și un călduros la mulți ani și un colind binevenit de sărbătorile de Crăciun. Mulțumim, copii, așa că Dumnezeu să ne ajute și să vă ajute ca mulți ani la rând să îi încântați pe părinții voștri, pe bunicii voștri și pe toți cei din comunitate. Pentru că doamna profesoară a zis mai înainte că este grupul cu denumirea moștenitor. Le-ați dat deja o denumire. Eu, săptămâna aceasta, am depus proiectul pentru acele costume populare, ca să fiți toți copii la fel, îmbrăcați frumos. Și m-am întâlnit cu un coregraf, cu care deja am discutat problema colaborării cu Comuna Părgărești. Și mă gândeam la un nume al acelui ansamblu. Pentru că doamna a zis, este un nume frumos și pentru ansamblu Comuna Părgărești Moștenitorii. Da, deja că avem numele. Eu mă simt moștenitoare a celor dinaintea mea și atunci am spus că vom fi moștenitorii dumneavoastră, da. În obiceiuri, în cântece, în atitudine, în comportament, în bucurie și în tristețe. Și aceștia sunt viitorii cetățeni care vor face cinste, fac și acum cinste comunei și dumneavoastră tuturor. Mulțumim! Acum o să vă oferim acele diplome, pentru că am zis că este frumos ca să vă rămână o amintire în familiile dumneavoastră și v-am pregătit niște diplome. Copii, rămâneți acolo, pentru că pe urmă vom ciocni câte un par de șampanie și voi veți servi o bombonică. De aceea, fiecare familie va primi o diplomă de fidelitate. Așa am considerat noi să vă spunem și să dăm denumirea acestei diplome. Diplomă de fidelitate se acordă familiei Bortoș, Pavel și Maria. Vă felicităm pentru sinceritatea sentimentelor, pentru răbdarea și înțelepciunea care v-au unit și v-au ținut împreună timp de 50 de ani. Să dea Dumnezeu mulți înainte! Mulțumim mult! Din partea noastră aveți o diplomă și un ajutor financiar puțin acolo, dar poate adăugați lângă nevoile pe care le aveți de Crăciun. Acordăm această diplomă de fidelitate și familiei Mărtinaș, Mihai și Veronica și la fel vă spunem că vă felicităm pentru sinceritatea sentimentelor, pentru răbdarea și înțelepciunea care v-au unit și v-au ținut timp de 50 de ani. Mulți înainte! Știu că domnul Mărtinaș este bolnav și n-a putut să vină. Dumnezeu să-l ajute și pe dânsul și pe dumneavoastră ca să aveți grijă de el. Pentru că, într-adevăr, când ne-am curunat, am jurat că vom ține unul la altul până când moartea nu ne va despărți. Așa că Dumnezeu să vă aibă în pază, să-i ușureze boala și, sigur, zilele grele și dumneavoastră să vă dea putere să aveți grijă de dânsul. Poftiți, doamna Veronica, la mulți ani! Sigur că acordăm și familiei Părganu aceeași diplomă de fidelitate. Sunteți niște oameni deosebiți, sunteți niște exempli pentru comunitatea noastră și vă felicităm pentru sinceritatea sentimentelor, pentru răbdarea și înțelepciunea care v-au unit și v-au ținut timp de 50 de ani.
Dumnezeu să vă ajute să mergeți mulți ani înainte împreună. Așa vă... Doamne ajută! Să rămână! Să rămână! Ne bucurăm și vă acordăm și dumneavoastră diploma aceasta de fidelitate și vă felicităm la fel pentru sinceritatea sentimentelor, pentru răbdarea și înțelepciunea care v-a unit și v-a ținut timp de 50 de ani. Să vă ajute Dumnezeu în continuare, să fiți împreună, sunteți niște oameni deosebiți, familii deosebite, care reprezentați comunitatea și noi trebuie să avem grijă de dumneavoastră, de toți cei care, și de copii și de cei mai în vârstă. Vă felicităm și vă urăm multă sănătate și mulți ani împreună. Să rămână. Să vrem. Doamne ajută! Sunt ani, ani, numai să-i numărăm și-s destui, dar apoi dumneavoastră, sigur că cu bune, cu rele, au trecut toți aceștia. Acum, domnul vice, sau domnul consilier, să desfacem sticlele de șampanie, să ciocnim câte un pahar de șampanie. Poate pentru trecerea de sărbători în familie dumneavoastră și atunci să vă bucurați. Puteți lua loc, ciocnim câte un pahar de șampanie.